Valorile democratice sunt o temă tot mai discutată în contextul războiului din Ucraina. Potrivit mai multor clasamente la nivel global, mai puțin de jumătate din cetățenii lumii se bucură de un regim democratic de plin sau un curs de consolidare. O democrație trebuie să aibă un regim politic bazat pe pluralism, adică oamenii pot alege dintre cel puțin două partide, legile să fie respectate, să existe transparență guvernamentală, cetățenii pot vota și schimbul de putere se face pașnic, sunt respectate drepturile civile și presa este liberă. Puține țări întrunesc un scor bun la toate aceste cerințe. Potrivit Indexului Democrației 2022, cele mai democratice țări ale lumii sunt Norvegia, Islanda, Suedia, Noua Zeelandă, Finlanda, Irlanda, Canada, Danemarca, Australia și Elveția. România se clasează pe locul 63 din 167 de țări analizate. Am scăzut două locuri față de anul anterior din cauza scorurilor mai mici la capitolul participare politică și funcționarea guvernului. Ucraina este pe locul 80, iar Rusia pe 124. Țara noastră este considerată o democrație semiconsolidată în timp ce Ucraina intră la categoria regim hibrid și Rusia este regim autoritar. Clasamentul realizat anul trecut arată o scădere a drepturilor și libertăților pe fondul pandemiei de COVID-19 și doar 46% din populația lumii trăia într-o formă de democrație, în scădere față de 2020 când erau aproape jumătate.